În cadrul unei conferințe de presă organizate săptămâna trecută la sediul PSD Călăraș a fost invitat Aurel Stan, administratorul special al clubului de fotbal AFC Dunărea Călăraș. Acesta a vorbit despre neregulile găsite la club, reorganizarea financiară, renegocierea salariilor și schimbarea antrenorului principal. Domnule Stan, călărășenii așteaptă să știe starea fotbalului călărășan și în speță Dunărea Călăraș, vă rog frumos, prezentați ce se întâmplă de când ați luat mandatul și povestiți presei că astăzi suntem pregătiți să putem să intrăm pe un alt curs al istoriei fotbalului călărășan, apropiind călărășenii de echipa de fotbal. Da, bună ziua! Sper că din cauza mă știi, mă puteți auzi. Un pic de emoții, așa că să vă rog din start să mă scuzați, n-am mai fost de mult în compania dumneavoastră. La data de 20 august am fost numit de către Adunarea Generală Acționarilor în funcția de administrator special la AFC Dunărea 2005. Încă de la preluare am constatat foarte, foarte multe nereguli la acest club de fotbal, în sensul că atmosfera era aplazată, jucătorii nu erau motivați să joace, deși oferta salarială a lor era foarte bună. Inclusiv factorii de decizie, factorii de conducere ai clubului nu aveau o atitudine corespunzătoare, în sensul că nu se ocupau de antrenament, ci mai mult se ocupau de atmosfera din cadrul clubului. Înclinația jucătorilor era spre a ne participa fiind la joc, fiind cumva acoperiți de contractul pe care l-am găsit la club. Este un contract care are o sumă fixă de prestație a activității sportive și nu o motivare aportului adus în joc, adică funcție de rezultate, funcție de aportul adus de jucători, să primească niște bonificații și, din păcate, la ora actuală trebuie să păstrăm acest contract până la data de 30 iunie 2022. Imediat cum am constatat aceste aspecte la club, am adus în primul rând un preparator fizic și vreau să vă spun că după primele trei antrenamente cu fotbaliștii aceștia au făcut febră musculară, ceea ce nu este normal la o echipă de fotbal profesionistă. Tot prin partea de reorganizare am abordat două laturi de reorganizare la echipa de fotbal, în sensul reorganizării financiare, o măsură impusă inclusiv de legea 85, purtarea negocierilor pentru maximizarea averii debitorului aflat în stare de insolvență. Am renegociat salariile cu jucătorii, cu toți jucătorii și cu staful tehnic și vreau să vă spun că am oferit în această perioadă oportunitatea de joc pentru toți jucătorii, adică cei care nu au acceptat oferta care a fost făcută de către club, au avut posibilitatea să plece la alte cluburi unde considerau ei că puteau să obțină salarii mai bune. Iar pe activitate organizatorică am propus și am fost susținut, mulțumesc domnului președinte, am schimbat antrenorul de fotbal, care, din păcate, și la ora actuală, deși i-am dat o sarcină foarte importantă pentru județul Călăraș, în aceea de a fi șeful centrului de copii și juniori, încă mai are unele reminiscențe și lacune în comportament, pe care le vom discuta și vom lua măsurile necesare ca să intrăm pe făgașul normal. S-a vehiculat foarte mult și eu, să fiu cinstit, Sunt un pic supărat. De ce? Pentru că sunt mulți care critică clubul de fotbal. Nu fac nimic decât critică. Noi prin critică nu putem să aducem nimic bun la echipă. Am observat în perioada următoare
A apărut pe presă cu fotbalistul Charles, care, vai de mine, de acum intra clubul în faliment. Nu, sub nicio formă, clubul nu intră în faliment. Clubul se află în faza de insolvență și avem toate măsurile luate ca să ducem la capăt această acțiune de insolvență a clubului și nu intrarea în faliment. Probabil că cei care vehiculează asemenea zvonuri încă nu și-au terminat în campania electorală. Încă cred că ei se află într-o campanie electorală. Vreau să le reamintesc cu ajutorul dumneavoastră că declinul clubului are rădăcini adânci. Încă de pe vremea când patrimoniul clubului de fotbal Dunărea Călăraș a fost împărțit. Noi, la ora actuală, clubul, ne confruntăm cu o situație în care, pe perioada nefavorabilă, ploi și alte intemperii, nu avem o sală de sport unde să desfășurăm activitatea. Pista din jurul stadionului, noi o întreținem, dar nu e a noastră. Un compartiment din vestiar nu este al nostru. Deci, încă de atunci, măsurile care au fost luate, consider eu, e părerea mea personală, împotriva clubului și a desfășurării bunei activității a clubului. Deși clubul a avut o sală de sport pe vremuri, acum trebuie să fim nevoiți să sunăm, să mergem la alte sale de sport, unde jucătorii să se antreneze. Mentalitatea la club a fost una, din punctul meu de vedere, greșită. Ce s-a abordat în trecut până la venirea mea, deși știau că clubul se află în insolvență, nu și-au luat măsuri de acoperire a tuturor posturilor necesare echipei de joc. Am văzut o apetență pentru a aduce mai mult mijlocaș. Într-adevăr, la o echipă care nu se află în insolvență, trebuie să fie dublură pe cei care pot juca. Când este o situație de insolvență, deci banii sunt mai puțini, atunci se iau măsuri și de restrângere. Nu poți să vii un număr foarte mare de mijlocași și, în schimb, partea de apărare, fundașii, să o lași descoperită, partea de atac, la fel, să o lași descoperită. Acestea sunt aspecte care eu deja le-am discutat cu antrenorii și în perioada următoare trebuie să le acoperim. O altă măsură care am luat-o este de a aduce jucători, voiam să găsesc un cuvânt mai bun, dar mi-a scăpat acum, de a promova jucători călărășeni. Clubul consumă foarte mulți bani cu acești jucători care ei se cred mercenari. Nu interesează atmosfera care este în Călăraș pe acești jucători. Tocmai de aceea trebuie să promovăm sportivii noștri din Călăraș și vom avea acțiuni foarte ample de atragere a tinerilor, a talentaților în clubul de fotbal Dunărea Călăraș. Mă mândresc la ora actuală cu faptul ce se întâmplă la Under 19. Sunt pe locul 1. Acesta este viitorul echipei de fotbal Dunărea Călăraș. Copiii crescuți de noi. Dacă de-a lungul timpului, acum 5-6 ani de zile, se aloca importanță juniorilor din cadrul echipei de fotbal, acum nu mai aveam nevoie de acei străini cu care cheltuim sume importante. Am găsit la club 23 de jucători veniți din alte regiuni ale țării, jucători pentru care noi le dăm 1000 de lei pe lună cazare. Înmulțiți dumneavoastră să vedeți ce economie putem să facem prin atragerea jucătorilor din Călăraș. Ca o formă de reorganizare pe care ne-o impune și legea, este aceea de renegociere a tuturor contractelor, inclusiv cele de prestări sportive. Pentru a putea face dumneavoastră o analiză, vreau să vă informez că la luna octombrie a anului trecut, necesarul de bani pentru funcționarea
clubului de fotbal era de 727.000 lei. Prin renegocierea pe care am purtat-o cu jucătorii, cu stafful și cu toți factorii care sunt implicați, am reușit la data de astăzi să avem necesar decât 367.000 de lei. Și probabil că această sumă se va reduce pe măsură ce jucătorii care nu au activitate sportivă competițională veniți din alte părți, îi vom înlocui cu juniorii noștri, cu copiii care noi îi avem. Tocmai de aceea fac un apel la dumneavoastră. Haideți să ne unim energia pozitivă în sprijinul clubului de fotbal. Clubul de fotbal nu are culoare politică la ora actuală. Nu are și nici nu trebuie să aibă. La clubul de fotbal vin copii ai căror părinți au diverse opțiuni politice. Sunt bineveniți toți. Nu este condiționat să participe numai cei care au o anumită coloratură politică. Dacă factorii de decizie care aparțin altor partide s-ar implica pozitiv, probabil că n-am mai fi în situația de astăzi. Sunt oameni care dețin funcții și care, în loc să sprijine clubul de fotbal, îl critică. Din orice poziție, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este în regulă. Nu este un club de fotbal al unei persoane sau al unui grup de persoane. Este un club de fotbal al întregului județ Călăraș, al municipiului Călăraș.